rupt. Nu te mai uita așa la mine. N-ai mai văzut față de om? Hai să zic ceva, dacă tot te-am prins aici așa. Mă, tu ai impresia că ești mai cool, mai macho, mai pe felie, boss, așa, dacă stai și dormi pe masă rupt? Tu ai ceva probleme pe care cică numai băutura le poate rezolva, ha? Ai impresia că totul pe lumea asta e de rahat, ha? Chestiile astea. Bă, câteodată și rahatul poate fi dulce, ha? Nu crezi? Hai mă că zic eu o poveste, fii atent. Orice mișcare te doare tare sus și jos și nu mai ai răbdare. Te uiți la masă și nu vezi decât sticle goale. Vrei să sorbești un pic, dar nu mai ai de unde bere. Ce urmează? Când mai cântați? Când mai scoateți câte ceva? Ai material? Ai făcut ce? Ai făcut și materialul ăla? Momentul de față am trimis la mix și master un EP de 4 piese de dragoste, din care 3 au fost compuse în 2020, în anul ăla de recunoaștere. I love you my house. Și mai un al doilea album care e în proces de înregistrare. Urmează să înregistrez chitări, clape și ce mai departe. Ați scos o piesă pe YouTube, am văzut reparația și bicicleta. Da, e un, e un jam session live, e jamul care a fost în deschiderea concertului de la Fixelli, da. Care a fost un concert online în februarie. Foarte mișto. Mă bucur că îți place. Parcă n-a fost mișto că așa e, ai avut un lag. Parcă păi, nu ți-ar fi. Câteodată mi-e greu să accept direct complimente. Da. Știi? Că nu-mi dau seama că... Nu, și când vorbesc mult zici că e mișto, dar nu zici că e foarte mișto. Da. Da, încheiem prima parte cu podcastul, că mai are bații ceva de zis. Deci, pe unde mai cântați? Pe 13 august. August, ok, peste două zile. Vineri. Vineri. Tam-tam Festival. Suntem pe 11, n-apare asta până pe 11, dar lasă să știe lumea, poate, pentru la anul să vină la da. Tam-tam. De la 6 și duminică la jam session, asta-s eu. Tu mai ai vineri. Eu am tot vineri de la 8. Da. Tot așa, programul. Și pe mai încolo, că v-am zis, nu se, până vineri nu iese podcastul. Momentan nu e nimic programat, da? Nu e nimic, sigur. Vom afla. Ia-mă și pe mine.